Bună seara din nou, stimați telespectatori. Am vorbit în prima parte despre karmă, despre modul în care aceasta acționează și creează efecte cu privire la experiențele din viața noastră și am vorbit destul de multe modul în care ea ne influențează. În partea a doua aș vrea să vorbesc despre legile care generează această karmă, pentru că karma nu acționează ca o pedeapsă, ci ca pe un mijloc de educare a conștiinței spirituale. Fără doar și poate, așa cum spuneam, spiritul nostru dorește evoluția noastră. De fapt, el se duce la întrupare, el ne aduce pe pământ, prin voința Creatorului nostru, prin îngerii care ne întrupează, și noi venim la întrupare. Desigur că avem de făcut o misiune pe această planetă, avem o misiune atât personală cât și o misiune care ține de familia noastră, de țara în care trăim, de planetă, și fiecare din noi influențăm într-un mod mai bun sau mai puțin bun acest element care formează conștiința planetei. Eu o denumesc conștiința hristică, pentru că cea mai mare conștiință a acestei planete este conștiința hristică. Și așa cum spuneam, legile karmei nu acționează ca o pedeapsă, ci ca un mijloc în care noi trebuie să înțelegem. Ne vine o încercare, noi nu o înțelegem. Ne mai vine încă o dată, dacă nici atunci nu o înțelegem, cu siguranță că ea va reveni și va reveni la nesfârșit. Și sunt foarte multe persoane, aș da exemplu persoanelor care nu știu să-și aleagă partenerii potriviți în viață, și am foarte mulți pacienți și paciente care tot încearcă toată viața să găsească partenerul potrivit, și am întâlnit fel și fel de situații, dar multe foarte ciudate, adică de genul că au încercat de vreo 20-30 de ori și parcă nu vor să se oprească. Și atunci este clar că nu la persoanele din afara ta trebuie să găsești cauza, ci trebuie să o găsești în tine. E clar că tu atragi ceea ce ești. Și în permanență, dacă nu ai niște probleme rezolvate, o să atragi în viața ta persoane cu probleme nerezolvate. Dacă, de exemplu, sunt femei certate cu părinților, în special cu tatăl, vor atrage în viața lor de cele mai multe ori persoane care seamănă cu tatăl lor, care au anumite vicii, care au anumite comportamente ciudate, și cu siguranță acest lucru le va face viața un calvar. Noi trebuie să înțelegem, să vedem, să spunem stop joc, nu trebuie să stăm în vâltoarea vieții, trebuie să ne dăm un pas înapoi. Trebuie să vedem de ce ni se întâmplă anumite lucruri, de ce atragem niște lucruri și cum putem să ieșim din această situație. Dar într-o anumită situație în care am intrat, nu putem să ne luptăm în permanență să ieșim din această existență, pentru că până la urmă chiar vom ieși din această existență cu problemele nerezolvate. Și atunci, așa cum am vorbit despre legea cauzei și a efectului, practic ce culegi în viață este ceea ce ai semănat la un anumit moment, tu sau cei de dinaintea ta. Și practic ceea ce oferi vei primi de la acest univers nesfârșit și care ne dă mai mult decât credem noi, dar noi nu știm ce să luăm de la acest univers. Dumnezeu nu mărginește viața noastră. Dumnezeu ne dă anumite
tipare prin care noi trebuie să trecem, dar nu ne mărginește viața din niciun anumit punct de vedere. Noi trebuie să încercăm prin evoluția noastră să depășim toate aceste bariere și trebuie să vedem că dacă în interiorul nostru se petrece o schimbare, pur și simplu barierele dispar. Noi avem în ADN-ul nostru o anumită structură karmică, dar dacă ADN-ul nostru se schimbă, dacă acesta evoluează, pur și simplu barierele din interiorul nostru dispar și nu ne mai întâlnim cu aceste situații ciudate. Pentru că odată învățată o lecție, ea nu se va mai repeta. Putem să primim de la viață, putem să primim lumină, pace, fericire, iubire, înțelepciune, adevăr, binecuvântare și trebuie să fim toate acestea pentru ca efectul pe care noi îl dăm celorlalți să ni se întoarcă și la noi. Practic, acest univers care ne iubește necondiționat poate să ne ofere tot ceea ce dorim noi cu o singură condiție, să fim una cu El, să fim una cu Tatăl nostru, să dăruim ceea ce vrem noi să schimbăm. Și Dalai Lama ne spune foarte frumos într-o scriere că tu trebuie să fii propria schimbare pe care vrei să o generezi în universul tău. Adică fii tu propriul exemplu în viața ta și fii ceea ce vrei tu ca să se schimbe în exteriorul tău, în interiorul tău, în tot ceea ce ești tu, ca să poți primi ceea ce vrei să fii. Deci iată că lucrurile nu sunt atât de complicate, dar noi întotdeauna dăm vina pe alții. Întotdeauna ne confruntăm cu găsirea unor vinovați în exteriorul nostru, în ceea ce practic, efectiv, nu reușim să înfăptuim. Și dacă facem acest lucru, ne îndepărtăm de esența misiunii pe care o avem în această întrupare și de aceea Universul ne va răspunde prin modul în care noi semănăm, aia vom culege. O altă lege foarte importantă este legea Creatorului și a Creației. Pentru că tot ce se află în acest univers este creația lui Dumnezeu. Nimic nu se află în creația, în afara creației lui Dumnezeu. Pentru că știm că există și entități de întuneric, dar entitățile de întuneric nu pot să creeze. Singurul care poate să creeze în acest univers este Dumnezeu, este cel care împuternicește să se facă totul și totul să aibă o anumită logică. De ce este foarte importantă legea Creatorului și a Creației? Pentru că noi suntem una cu Dumnezeu și pentru că noi putem să luăm de la Dumnezeu această parte a creației, această parte în care Dumnezeu ne vrea co-creatori alături de El. Noi evoluăm în Dumnezeu și vrem să fim una cu Dumnezeu, dar trebuie să înțelegem că putem să evoluăm în Dumnezeu dacă ne unim în gând, vorbă și trăire, în simțire, dacă noi suntem una cu ceea ce vrem să fim în interiorul nostru. Noi nu terminăm niciodată evoluția pe care o facem spre Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu evoluează în permanență. Și dacă Dumnezeu evoluează în permanență, cu siguranță că această evoluție nu se termină niciodată. Cu siguranță această evoluție va merge la nesfârșit. Noi vom tinde în permanență să mergem spre Dumnezeu, spre Creator, spre acest siaj pe care îl are ca efect asupra noastră. Deci această evoluție nu se termină niciodată, nu se va termina niciodată și nu trebuie să trăim în frică, nu trebuie să trăim în limitări, nu trebuie să trăim în vinovății. Mai devreme sau mai târziu
vom ajunge acolo unde trebuie. Nu judecați oamenii. Nu-i judecați, pentru că sunt diferențe foarte mari la nivelul spiritului între oamenii de pe pământ. Și poți să găsești oameni care au vârsta astrală de milioane de ani, dar poți să găsești oameni care au miliarde de ani, foarte multe miliarde de ani. Poți să găsești persoane care au trăit doar pe pământ sau poți să găsești persoane care au și experiențe din alte existențe, de pe alte planete. Poți să găsești persoane care vin din lumină, poți să găsești persoane care vin din întuneric și lucrurile se complică. Dar noi trebuie să facem un singur lucru, să facem ascultare, pentru că ființele care au ajuns în întuneric, tot din neascultare au ajuns acolo, pentru că au ajuns în mândrie în ceea ce nu au înțeles că trebuie să facă prin ascultare și acest lucru se simte. O altă lege adusă de Iisus Hristos este legea smereniei. Legea smereniei este o lege care ne face să acceptăm creația și creatorul așa cum sunt. Pentru că niciodată, în opinia mea, nu vom înțelege cu adevărat pe creatorul nostru, pe Dumnezeu, ci vom înțelege o părticică din adevărul pe care îl reprezintă Dumnezeu. De foarte multe ori mă amuz când oamenii de știință încearcă să creeze alături de Dumnezeu, dar să-L înțeleagă cu adevărat pe Dumnezeu. Nu este simplu și nu va fi simplu niciodată să-L înțelegem pe Dumnezeu, pentru că și în momentul în care vom ajunge acolo de unde am venit, nu vom ști cu adevărat creația lui Dumnezeu, ci vom fi o parte din adevărul lui Dumnezeu. Iar evoluția pe care o avem în permanență în Dumnezeu este o evoluție care trebuie să țină seama de armonia interioară din noi, de modul în care putem să facem lucruri și de modul în care putem să evoluăm în permanență. De cele mai multe ori trebuie să fim smeriți cu viața noastră, nu trebuie să fim mândri, nu trebuie să fim trufași, nu trebuie să avem slavă deșartă, ci trebuie să ne purtăm cu smerenie. Pentru că smerenia este un atribut și o lege foarte importantă a karmei. Noi trebuie să nu intervenim, nu trebuie să judecăm pe ceilalți și să nu intervenim să ajutăm cu forța oamenii. Trebuie să intervenim atunci când suntem chemați și atunci când oamenii sunt pregătiți să facă acest lucru. Nu încercați să îi faceți pe oameni să creadă ceea ce credeți voi. Nu încercați pe oameni să îi faceți și să le schimbați opiniile cu alt scop decât scopul nobil de a face lucruri bune, lucruri minunate. Și acest lucru trebuie să îl facem zi de zi. Pentru că legea smereniei adusă de Iisus Hristos, care schimbă cu adevărat tot în acest univers pământean, schimbă și modul conștiinței colective, care trece de la legi brutare la legea înțelegerii, la legea compasiunii, la legea smereniei și asumării destinului și sorții noastre. Aș trece acum să discutăm despre legea euului personal. O altă lege foarte importantă a legilor karmei, pentru că legea euului personal ne arată modul în care noi suntem evoluați la un anumit moment și modul în care noi putem să evoluăm în Dumnezeu, modul în care putem să evoluăm prin propria persoană în acord cu colectivitatea, în acord cu legile divine, în acord cu ceea ce suntem noi cu adevărat. Nu așteptați ajutor extern,
Este foarte bun. Avem Sfintele Taine ale Bisericii care ne ajută într-un mod minunat. Și recomand încă o dată, am vorbit și ora trecută, să mergeți la Sfânta Liturghie, să mergeți la slujbele care au loc peste tot, la slujbele de maslu, să puteți să faceți priveghere, să puteți să faceți rugăciune. Să nu uitați să țineți post, să faceți milostenie, să fiți buni. De fapt, asta este legea eu-ului personal, pentru că noi trebuie să știm modul în care putem să evoluăm la Dumnezeu, trebuie să știm modul în care putem să ajutăm aproapele nostru și trebuie să fim în acord cu sinele nostru divin, cu eul din noi. El suntem noi. Noi suntem sinele divin, pentru că trupul îl luăm din pământ, de la mama pământ prin părinții noștri, sufletul ne-l dă Dumnezeu, dar noi vom răspunde la dreapta judecată ca sine, ca ceea ce suntem noi, ca euul nostru personal și vom răspunde de talanții pe care Dumnezeu ni-i-a dat prin sufletul nostru și modul în care am implementat talanții dăruiți de către Dumnezeu sau modul în care i-am îngropat sau poate i-am risipit. Deci iată că desăvârșirea noastră vine prin euul nostru personal, prin sinele nostru, prin spiritul nostru, care desigur este ajutat cu tot ceea ce trebuie prin sufletul nostru și prin trupul nostru. Trebuie să vă preocupați de toate părțile, de toate cele trei părți ale Trinității umane. Dar întotdeauna trebuie să-i dați întâietate esenței divine, a esenței care merge alături de voi în nemurire. Desigur, trebuie să avem grijă și de trup. Trebuie să-l spălăm, trebuie să nu-l ducem în niște suferințe majore, trebuie să fim chibzuiți, trebuie să avem grijă, să purtăm ceea ce trebuie, trebuie să-l îngrijim, pentru că el este vehiculul cu care noi ne deplasăm în această existență, dar această deplasare trebuie făcută fără grabă. Trebuie să avem răbdare. Și Sfinții Părinți știu că răbdarea este mai importantă decât orice, pentru că răbdarea este un atribut al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se grăbește niciodată, are atâta răbdare cu noi și atâta timp ne-a dat la dispoziție nemurirea pentru a evolua. Deci Dumnezeu nu ne judecă așa cum consideră toți sau marea majoritate, pentru că Dumnezeu prin marea lui înțelepciune acceptă tot și toate. Și dacă ne întoarcem la Sfânta Scriptură, să vedem de unde provenim noi și de modul în care au venit oamenii pe pământ, să ne amintim de primii descendenți din Adam și Eva, de Cain și Abel, da? Și să vedeți ce s-a întâmplat din prima. Și să vedeți că omul a pierdut startul pe care l-a avut de la creație. Pentru că din prima au mers spre alte zone foarte ciudate și atunci lucrurile astea se plătesc. Se plătesc pentru că le plătim în permanență, pentru că noi nu facem ceea ce trebuie. De aceea trebuie să avem grijă de sinele nostru, de euul nostru personal, care trebuie să fie smerit, care trebuie să fie în acord cu societatea, care trebuie să fie în acord cu cei din jurul nostru, dar să țină cont neapărat de evoluția personală, de evoluția spirituală, de evoluția în Dumnezeu prin Iisus Hristos, așa cum ne-a arătat calea, adevărul și viața, alfa și omega, posibilitatea ca noi în permanență să tindem spre ceea ce suntem în și prin Dumnezeu.
Practic, Dumnezeu ne susține și Universul ne susține. Uitați-vă că Universul ne oferă tot ce avem nevoie. Ne oferă aerul de care avem nevoie, ne oferă apa de care avem nevoie, ne oferă posibilitatea să îndeplinim anumite slujbe și de acolo să ne ducem partea materiei, ne oferă posibilitatea să ne îndeplinim la nivel etic, moral, familial, anumite sarcini și anumite încercări care ne vin în această existență, putem să devenim fericiți în și prin trăirea noastră și prin dăruirea pe care o facem noi și cei din jurul nostru. Deci foarte clar, sinele nostru divin ne susține 100%, dar trebuie să avem o conexiune noi cu noi, pentru că trebuie să ne înțelegem misiunea pe care o avem în această existență și de asemenea Universul și Dumnezeu ne susține necondiționat prin toată creația sa, de la firul de iarbă până la tot ceea ce este în jurul nostru. O lege la fel de importantă a karmei este legea corespondenței. Legea corespondenței ne arată că tot ceea ce este în cer este și pe pământ. Este o lege corespondentă care o găsim și în rugăciunea Tatăl nostru, precum în cer, așa și pe pământ. Dar în același timp putem să vedem că legea corespondenței arată că orice dezechilibru pe care eu îl am în interiorul meu creează un dezechilibru care se întâmplă în exteriorul meu. Și orice dezechilibru pe care eu îl generez trebuie să îl rezolv în interiorul meu pentru ca și Universul să-l șteargă din ființa mea. Deci orice oglindă pe care eu o generez în exterior este valabilă la oglinda mea interioară. Și modul în care ne comportăm cu cei din exteriorul nostru arată cu adevărat cine suntem. De cele mai multe ori, când privești cu atenție ce fel vorbește omul din jurul tău, îți dai seama ce fel este în interiorul său. Și atunci îți dai seama cu cine ai de-a face. Trebuie doar să privești cu atenție. Da? Trebuie să privești această lege a sinergologiei care generează anumite schimbări în interiorul nostru în așa fel încât să-ți dai seama cu cine ai de-a face. Trebuie doar să fim niște observatori, dar fără să judecăm foarte mult. Deci trebuie să fim fine observatori și după aceea să alegem, să decidem ce trebuie să schimbăm noi în interiorul nostru ca în exteriorul nostru să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat. Asta este ceea ce trebuie să facem noi. Întotdeauna, în momentul în care vine o încercare pe noi, trebuie să vedem prin această lege a corespondenței ce a generat din interiorul meu ca această întâmplare să fie trăită. Și orice dezechilibrul care se creează în interiorul meu să fie o retușare a unui dezechilibru din exteriorul meu. Și atunci înseamnă că înțelegem cu adevărat esența, înțelegem modul în care legile karmei acționează asupra ființei umane. Nu este, încă o dată spun, o pată neagră, ci pur și simplu o atenționare. Iată că tu nu ești unde trebuie. Cam așa sună mesajul. Este ca un semafor roșu care se aprinde și spune că pe aici tu nu trebuie să treci, ci pur și simplu să aștepți
momentul potrivit, momentul în care ești pregătit, da? Să devină un mod prielnic, semaforul să devină verde, ca tu să poți să faci acest lucru, să generezi în exteriorul tău aceste lucruri minunate. Și acest aspect trebuie în permanență să fie retușat. În permanență, zi de zi, seara la culcare, să facem o introspecție, să vedem. Ne-am făcut datoria în ziua respectivă? Puteam să facem mai mult? Puteam să ne implicăm mai mult? Puteam să schimbăm mai mult interiorul nostru, generând o schimbare și în exteriorul nostru? Puteam să ajutăm mai mulți oameni? Puteam să generăm mai multe lucruri pozitive în universul din interiorul nostru, dar și în universul din exteriorul nostru? Iată câteva din întrebările pe care ar trebui să ne le punem în fiecare seară. Am fost buni cu oamenii din jurul nostru? Am fost buni cu cei din familia noastră? Am avut timp să ne sunăm mama, tata, copilul, nepotul sau fiecare ce are? Am avut răbdare să-l ascultăm pe un om aflat în suferință? Am avut tăria să privim un om în ochi? Am avut posibilitatea să mângâiem pe cineva? Am avut iubirea să putem să îmbrățișăm câteva persoane? Am avut dăruirea să putem să dăm fără să cerem nimic în schimb? Asta e ceea ce trebuie să facem zi de zi. Asta este legea corespondenței. Este legea care generează din interior schimbarea acestui univers din exteriorul nostru. Aceasta este legea, precum în cer, așa și pe pământ. Precum în interior, așa și în exterior. Asta este legea corespondenței. O altă lege foarte importantă a legilor karmice este legea vibrației. Pentru că tot ce se află în acest univers nu este static. Legea vibrației este una din cele mai importante legi ale universului. Deci noi întotdeauna vibrăm cu ceea ce suntem. Și la nivel de abundență, și la nivel material, energetic, spiritual, mental, sufletesc, de care vreți, noi atragem ceea ce suntem. Și întotdeauna primim ceea ce suntem ca vibrație. În momentul în care ești la terapie și vezi vibrația interioară a unui om, îți dai seama în ce suferință se poate afla. Pentru că am mai explicat și de alte dăți că bolile sunt vibraționale. Între 68 de megahertz și 42 de megahertz se află undeva între 10 și 11 mii de boli cunoscute. Desigur că pot fi și altele. Dar dacă noi avem o vibrație peste 68 de megahertz, aș traduce simplu, dacă avem lumină peste 68%, evident că lucrurile astea nu se mai întâmplă. Deci noi atragem cu fiecare gând, cu fiecare vorbă, cu fiecare faptă, cu fiecare emoție, cu fiecare frică, cu fiecare trăire, cu fiecare lucru pe care îl generăm în interiorul și în exteriorul nostru, o vibrație corespunzătoare din univers, care este direct conectată cu ceea ce suntem. Bolile, la nivel spiritual, sunt entități. Nu există boală care nu are o entitate corespunzătoare
a bolii. Deci nu căutați, de cele mai multe ori sunt foarte mulți care caută și fac tot felul de analize și nimeni și nimic nu le dă de cap. De ce? Pentru că nu neapărat la nivel trupesc este suferință. Suferința poate fi găsită în trup, în suflet, în spirit, la nivel energetic, la nivel mental. Deci sunt planuri care trebuie analizate ca pe un tot. Și în momentul în care vezi cu adevărat unde este suferința omului, ce poți să-i faci omului dacă lui lipsește spiritul? Ce poți să-i povestești? Ce poți să-i faci omului când el mai are, nu știu, 5% din suflet? Ce poți să-i povestești? Poți să-i dai toate medicamentele din lume, poți să-i dai toate suplimentele alimentare din lume, nu poți să îi aduci dacă nu știi sufletul pe care el îl are risipit. Dar există practici spirituale, există posibilități în care sufletul poate fi adus înapoi, spiritul poate fi adus înapoi, sănătatea fizică poate fi adusă înapoi, protecția divină poate fi mărită, vibrația interioară poate fi mărită. Și iată că făcând aceste lucruri, pur și simplu, interiorul nostru generează o schimbare majoră în exteriorul nostru, pentru că noi vibrăm cu trecutul, prezentul și viitorul nostru. Dar marea majoritate fac greșeli radicale. Respectiv, ori trăiesc în trecut și doar acolo nu știu ce li s-a întâmplat lor, nu știu ce neiertări, nu știu ce lucruri au de împărțit cu alții, le este teamă de viitor și uită să facă un singur lucru, să trăiască în prezent. Vibrația noastră este corespunzătoare cu ceea ce suntem noi, cu iubirea din noi, cu frica din noi, cu emoția din noi, cu ceea ce suntem cu adevărat. Iar vibrația interioară pe care o avem generează schimbarea pe care noi o avem în exteriorul nostru. De aceea trebuie să dăm ceea ce este trupului pentru trup, ceea ce este sufletului pentru suflet, ceea ce este pentru spirit să-i dăm spiritului nostru. Pentru că ființăm în cele trei zone și fiecare să facem ceea ce este corespunzător. Chiar și Iisus spune că trebuie să dăm cezarului ce al cezarului și trebuie să dăm lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Deci nu trebuie să încurcăm planurile. Deci fiecare cu rânduiala lui, ceea ce este pentru trup să rămână pentru trup, ceea ce este pentru suflet să rămână pentru suflet și ceea ce este pentru spirit să rămână pentru spirit. Nu poți să tratezi pe cineva cu medicamente dacă el are probleme de spirit, dacă el are probleme de suflet. Ce poți să-i dai? Ce medicament îi dai? Trebuie să ne gândim foarte bine la ceea ce se întâmplă în societate, pentru că societatea generează o schimbare foarte ciudată. Societatea generează anumite suferințe care nu pot fi schimbate, generează anumite programe pe care le transmitem din neam în neam, din generații în generații. Și în momentul în care stai și consiliezi pe cineva și îl întrebi puțin de trecutul lui, pur și simplu îți dai seama că de generații această lege karmică nu a putut fi depășită niciodată. Și suferința care a fost la bunică apare pe mamă, apare pe fică și se va transmite mai departe dacă cineva nu întrerupe acest ciclu karmic. Este
simplu în esență, dar este greu ca omul să înțeleagă cu adevărat dacă lui nu i-a fost explicat, dacă din familia lui îi se spune că trebuie să trăiască în suferință pentru că așa au trecut și cei de dinainte, e clar că din stat pleacă în această suferință și vede viața ca pe o suferință. După care ne ducem, ne împrumutăm pentru toată viața, ne amanetăm pentru toată viața și pur și simplu trăim doar să ne plătim datoriile, uitând să mai fim fericiți. Trebuie să fim raționali în ceea ce facem. Trebuie să vedem, avem nevoie de lucrurile pe care noi le cumpărăm în permanență? Ne permitem să facem niște împrumuturi pe care putem să le plătim într-un timp rezonabil? Vedeți că în statele civilizate nu neapărat proprietatea este la modă, dar noi, lipsind o foarte bună perioadă în sistemul comunist, lipsindu-ne de proprietate, pur și simplu acum facem tot ceea ce este omenește posibil ca să avem o proprietate. Și uitați-vă ce se întâmplă la suferința tinerilor care își au, să presupunem, prin prima casă, își au o locuință, dau și un avans destul de consistent și mai plătesc după aceea 30 de ani. Păi, este clar că acea familie este amanetată pentru 30 de ani. Acea familie nu mai poate să conceapă anumite lucruri și să iasă dintr-un anumit tipar. Pur și simplu generează și copiilor posibilitatea ca ei să rămână datori toată viața și după aceea li se pare viața un chin, un eșec. E, acest lucru trebuie întotdeauna să-l cântărim foarte bine. Această posesiune pe care vrem să o avem pe lucruri, pe oameni, pe materie, se transmite din generație în generație. Se transmite, nu este esențial să ai, esențial este să fii, să fii ceea ce ești. Pentru că ceea ce ești nu-ți poate lua nimeni. În schimb, ceea ce ai, într-o fracțiune de secundă, poți să nu mai ai. Totul ține de alte legi care țin și de legile karmice. Deci noi trebuie să încercăm să vibrăm și să facem pace atât cât trebuie cu trecutul nostru, să ne împăcăm cu el, să ne focusăm 100% prin trăirea în prezent, să nu ne asumăm riscuri majore și de asemenea să generăm în viitorul nostru gânduri pozitive, dar nu gânduri pe un termen foarte lung, ci noi trăind în prezent, făcând pace cu trecutul nostru, generăm zi de zi viitorul. Putem să transmitem lumină în fiecare zi viitorului nostru, viitorul copiilor noștri, celor care sunt în apropierea noastră, dar de ce nu și întregului univers? Pentru că întotdeauna când te rogi pentru tot universul, în voia lui Dumnezeu, pentru că noi niciodată nu știm care este voia supremă. De cele mai multe ori, ni se pare că avem dreptate când facem o acțiune și vedem că la puțin timp după, o zi, două, trei, un an, doi, trei sau cât credem noi, vedem că poate ne-am înșelat. Deci adevărul pe care îl știm la ora actuală nu este adevărul pe care noi îl vom simți și în viitor, ci acest adevăr îl vom trăi etapă cu etapă, în funcție de evoluția noastră. O altă lege a karmei este legea conectării.
Legea în care noi trebuie să rămânem focusați pe ceea ce suntem, pe ceea ce vrem să generăm, pe ceea ce vrem să devenim, pe ceea ce vrem să înfăptuim. Deci întotdeauna trebuie să rămânem conectați, nu trebuie să ne deconectăm de la realitate, nu trebuie să ne deconectăm la ceea ce suntem, la ceea ce vrem să fim cu adevărat. Noi trebuie să vedem care este ținta și ținta noastră este misiunea noastră, evoluția noastră în această întrupare și trebuie să rămânem conectați la această țintă, la mântuirea pe care trebuie să o luăm la capăt de drum. Mântuirea este liniștirea sufletului nostru, liniștirea pe care noi o avem în interiorul nostru, indiferent ce se întâmplă în exterior. Nu este important cu adevărat ce se întâmplă în exteriorul nostru, ci important este cum te raportezi tu la ceea ce se întâmplă în exteriorul tău și trăirea pe care tu în interiorul tău o ai. Dar tu, indiferent ce se întâmplă în exteriorul tău, trebuie să rămâi focusat pe misiunea vieții tale, pe misiunea pe care tu o ai de îndeplinit. Da? O să vină tot felul de ispite din stânga, din dreapta, din lateral, care să încerce să te destabilizeze de la misiunea personală pe care o ai, de la misiunea de grup pe care o ai, de la misiunea de neam pe care o avem fiecare, de planetă. Și această misiune trebuie să fie primordială pentru noi. Trebuie zi de zi să ne focusăm și zi de zi să facem ceva ca să schimbăm cu adevărat tot ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru. Pentru că dacă nu știm ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru, nu vom conștientiza nici ceea ce este în interiorul nostru. Dacă nu știm ceea ce este în interiorul nostru, nu vom conștientiza nici ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru. Deci totul este o legătură. Ființa umană este interconectată cu întreg universul. Ființa umană nu lipsește de niciunde, pentru că noi suntem una cu Dumnezeu, trăim în Dumnezeu și ființăm în El. Chiar mă amuză faptul că unii se declară atei sau gnostici. Ei nu știu de fapt că trăiesc în Dumnezeu. Faptul că nu știu că trăiesc în Dumnezeu este ciudat, dar ei sunt în Dumnezeu și ființează în Dumnezeu. Iar legea conectării ne arată că tu trebuie să fii conectat la Creatorul tău, tu trebuie să fii conectat la Dumnezeul din tine, tu trebuie să fii conectat la ceea ce vrei să faci cu adevărat. Și dacă ne uităm oriunde în jurul nostru, ne dăm seama cât de mici suntem în tot ceea ce se întâmplă în universul din jurul nostru. Noi n-am făcut nicio planetă, noi n-am făcut niciun soare, n-am făcut nici luna, n-am făcut nici stelele, n-am făcut aproape nimic. Cu toate astea, ni se pare la un moment dat că suntem buricul pământului. Noi devenim atât de egocentriști în care noi ne punem în centru universul și tot universul trebuie să se miște după noi. Este destul de fals, dar fals în totalitate. Pentru că noi trebuie să trăim în concordanță cu Creatorul nostru, cu universul din jurul nostru. Și orice ieșire din contextul normalității și a linii de mijloc este posibilitatea ratării misiunii personale și modul în care noi putem să facem lucruri în jurul nostru. Întotdeauna trebuie să primeze la noi și la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru energiile pe care le generăm evoluției noastre spirituale. Întotdeauna trebuie să simțim ca tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru să genereze în interiorul nostru pace, armonie, iubire. Pur și simplu, mi-a plăcut o postare de zilele trecute în care interiorul nostru pur și simplu este o îmbrățișare. Și așa este. Dacă vă uitați la plămânii noștri, ei se îmbrățișează. Dacă vă uitați la coastele noastre, ele ne îmbrățișează. Dacă vă uitați la elementele din interiorul nostru, ele se îmbrățișează.
Totul este într-o îmbrățișare a noastră cu Universul, totul este o trăire pe care noi o avem în legătură cu acest Univers. Și cei care sunt mai studioși și care vor să vadă cu adevărat explicațiile prin fizica cuantică, le recomand să citească mai mult și să vadă că ușor, ușor, lucruri care au fost generate de mii de ani sunt demonstrabile la nivel științific. Dar niciodată nu putem să-L demonstrăm pe Dumnezeu la nivel științific. El există și ființează. Punct. Și nu trebuie să facem lucruri. Dumnezeu ne vrea să studiem, ne vrea creatori, ne vrea evolutivi. Pentru că dacă nu facem acest lucru și nu reușim să emitem energiile corespunzătoare cu privire la ceea ce generăm în jurul nostru, nu se întâmplă nicio schimbare majoră. O altă lege, am vorbit așa printre picățele despre ea, este legea aici și acum. Deci pur și simplu, noi trebuie să trăim într-un singur loc, aici și acum. Cu adevărat, nu există decât o singură clipă, asta pe care o trăim aici și acum. Pentru că trecutul s-a sfârșit de mult și a fost ca o clipită, indiferent, pot să spun eu, la vârsta mea, că a trecut ca o clipită. Da? Viitorul nu există, pentru că viitorul există într-un singur mod, dacă eu îl trăiesc în prezent. Deci viitorul meu există și este trăirea mea pe care o am în prezent și pe care o generez în viitor la gând, vorbă și faptă. Întotdeauna vom clădi viitorul trăind în prezent, focusat pe aici și acum. Nu încercați să trăiți într-un mod ciudat. Nu încercați să vă faceți calcule în care să intrați în anumite lucruri care vă generează suferință pe termen lung. De cele mai multe ori vin oamenii la mine și mă întreabă cum ați face în situația asta. Zic, îți creează suferință, nu știu, un anumit lucru sau o anumită persoană? Da, renunță la ea. Simplu. Simplu. Pentru că persoanele care ne creează suferințe trebuiesc lăsate în propria lor problemă, dacă ei nu înțeleg. Marea majoritate a părinților, de exemplu, zice, vreau să mă ajutați cu copilul meu. Păi adu-l pe copilul tău la mine. Păi zice, nu vrea să vină. Păi nu pot să-l ajut. Păi de ce nu puteți să-l ajutați? Pentru că e în cal liberul arbitru. Și dacă e în cal liberul arbitru, el nu își învață propria experiență de viață. Atunci el a venit și nu își învață lecția de viață. Nu își învață misiunea pe care a avut-o. Și atunci trebuie lăsat ca el să înțeleagă la un anumit moment. Mai mult de atât, sunt unii care reacționează destul de virulent și destul de vehement ca să înțeleagă esența divină. Foarte multe lucruri trebuie făcute la acest moment. Foarte, foarte multe lucruri. Multe trebuie făcute și la nivel de religie, și la nivel de știință, și la nivel social, la nivel mental, la nivel spiritual. Dar totul poate veni ca o repetiție, pentru că altfel lucrurile generează ciudățenii în viața noastră. Nu uitați că mai sunt câteva legi. Legea recunoștinței, legea iubirii și legea spiritului. Da? Fiți recunoscători în tot ceea ce faceți din momentul în care vă treziți de dimineață și pe tot parcursul zilei să nu uitați că cineva vă poartă de grijă și se numește Dumnezeu. Nu uitați să iertați tot și toate în jurul vostru și nu
uitați să fiți voi spiritul, exemplul din ceea ce vreți să faceți, din schimbarea în care sunteți în tot și în toate. Spiritul nostru este purtător de Dumnezeu, purtător de lumină, iubire, conștiință. Vă iubesc și îmi doresc să ieșiți din karma, îmi doresc să învățați legile prin care puteți să ieșiți din karma și să ajungeți în legea iubirii, legea hristică, prin terapia iubirii, vindecarea prin conștiința hristică. Vă iubesc și vă doresc o seară binecuvântată!